Din păcate am pierdut pe niște greșeli. Asta e viața. Pare rău de băieți că au avut o atitudine senzațională, dar împreună pierdem, împreună câștigăm. Important e că să rămânem aceeași, o familie. Asta e fotbal. Din păcate, viața merge înainte. Până la urmă, toată lumea a văzut că erați în controlul partidei, ați avut și acel gol anulat la VAR, dar vine acea greșeală a lui Daua și te întreb pe tine, nu este prima pe care Daua o face. Da, și nu vreau totuși să acuz pe nimeni, nu acuz niciun jucător. Cred că e vina tuturor, a staff-ului, a jucătorului. Nu pot să dau într-un singur jucător sau să facem acum o analiză. Aia putea să se întâmple. A fost la roșu, a fost lovitură liberă, n-a ieșit. Nu știu, mi-e greu să cred să dau acum într-un jucător sau să mai mult jucător. Nu, eu mă bucur de atitudinea lor și doar atât. Am pierdut, din păcate, 3 puncte cu care era o șansă pentru noi să ne apropiem de locul 2. Dar asta e viața, mergem înainte. Nu mă pune să fac analiza unui jucător sau nu, să dau într-un jucător. Și, adică, chiar da, nu, știu ce nu, zici. Nu e o chestie greșeală personală cu Daua, Doamne ferește, că n-avem ce să... O greșeală personală și atâta. Pot să o consider o greșeală personală. Și au fost meciuri când a făcut Daua, a jucat foarte bine. Acum asta a fost să fie. Mulți dintre jucătorii tăi supărați pe normal. Foarte nervoși. E și normal, când pierzi de asemenea manieră în minutul 95 să-i... Nu, dar supărați pe arbitru. Nu vreau să comentez. Dacă... Nu, e și normal să fie. Au alergat foarte mult, s-au dăruit foarte mult și e și normal. Când pierzi în asemenea hală, e frustrant și probabil și-au vărsat și nervi pe cineva. Pare că nu mai vrei să mai zici nimic. S-au interpretat prea mult cuvintele tale, așa ai simțit? Sau... Nu. Vorbesc doar, dar nu vreau să vorbesc de să dau într-un jucător. Întreabă-mă orice, că nu răspund cu cea mai mare plăcere. Bun, Florinel Coman intră din nou, aduce acel plus și te întrebă dacă vă gândiți serios că el să intre titular. Pentru că să pare Dumnezeu că este să un... fie sănătos, că mai e o săptămână până la meciul cu CFR. Și Coman, la cum se prezintă și cum s-a prezentat în cantonament, cred că îi comande când a venit la Steaua, când a avut evoluțiile cele mai bune. Și eu cred că merită și dacă va juca așa și cum intră la fiecare meci, nu are cum să nu joace titular. Mai ai nevoie de ceva întăriri pentru a lupta la titlu? Consider că mai da, ai nevoie de ceva? Întăriri să fie mai tare, nu știu. Nu, ăsta e lotul. Și dacă mai vine cineva, așteptăm cu mare drag, dar deocamdată suntem câte doi pe post, băieții au dublu, cine intră de pe bancă își face treaba absolut senzațional, n-ai ce să le reproșești. Acum, așa a fost să fie în seara asta. Am pierdut. Când am câștigat și noi pe minutul 90, nu ne-am supărat. Asta ca atmosfera n-a spus nimeni, se vede că echipa este unită. Se creează o familie și asta mă bucur pentru mine, că ei formează o familie. Și nu mai sunt jucători aia care unul într-o parte, altul într-o parte. Nu, sunt o familie și suferă toți când pierd. Se bucură toți când câștigăm. Și asta contează foarte mult. Ce ar fi făcut Mihai Pintili în finalul partidei dacă ar fi avut voie să fie aproape, mai aproape de jucători? După eliminarea lui Daua, ai fi putut face ceva rapid? Nu știu, să... E foarte greu să... Nu știu, iau că acolo ține de moment și de tot, de ei, nu ține de mine. Nu, sau dar de... ce-ai simțit tu că... Nu, probabil mă puneam pe jos, eu nu știu, habar, îți dau acum, chiar nu știu, dădeam o minge, nu știu, făceam un fault, să mai tragem de timp, probabil. Asta e, tot pot să zic, lipsă de experiență, dar ți-am zis, nu vreau să le reproșez absolut nimica, pentru că ei și-au avut atitudine bună, au demonstrat că joacă un fotbal plăcut, a fost un spectacol pentru oamenii din tribună și cei de acasă, dar din păcate am pierdut și îmi pare rău pentru ei că chiar am simțit foarte supraș și mâhniți. Vine un meci cu CFR. Această partidă cumva vine ca un duș rece, poate și ca o motivație în plus pentru meciul cu CFR, nu, pentru cred poate fi ca o... Cred că duș rece, că probabil că nu joci cu CFR-ul sau cu echipa care de 5 ani ia campionatul, e absolut să te motivezi și să joci 100%. Acum vom vedea ce va fi. Vom intra cu tot cu gândul la victorie, vom încerca să ne facem același joc. Suntem conștienți că va fi un meci foarte, foarte greu, dar că orice meci îl vom trata exact ca aia. Asta le-am și zis băieților. Mergem înainte, nu vreau supărări, nu vreau că etapa trecută ne-am bucurat, acum am pierdut. Tot așa trebuie să fie atmosfera. Un jucător care iar a impresionat, deși nu s-a pus acel gol, David Miculescu. Asta aștepți de la el? Da, acțiunile și... care asta, pentru asta a fost adusă, de a pasă de gol, să rezolve acțiunea 1-1, să intre în careu, să caute poarta.
m-aș bucura mai mult să intre să finalizeze el, dacă se poate. Dar ăsta e David Micluță și ușor, ușor și el trebuie să-și capete încrederea pentru a-și câștiga locul de titular. Că la urmă, ți-e greu să alegi primul 11, da, pe primul 18, primii 20 cu portare și după aia să mai lași încă 3-4 băieți care și ei poate merită să fie în loși. Asta e foarte greu. Aici e de lucrat și de gestionat, nu pot să-ți explic. După ce Omrani etapa trecută înscrie, iată, de data asta nu reușește să respinge de pe Asta zic. Ne-a pus 3 puncte, acum... De asta zic, nu sunt supărat și nu sunt doar dezamăgit pentru că meritau băieții și i-am văzut foarte supărat și foarte afectați. Ce aștepți la meciul cu CFR, ultima întrebare? Un singur lucru, să jucăm de 3 puncte și să mergem la victorie. Ce pot să aștept? Asta e, mergem să jucăm la victorie, că la urmă nu mai avem nimic de pierdut, părerea mea. Și o ieși, vom vedea. Mulțumim tare! Seară frumoasă!